Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva este gazda unei expoziții itinerante de pictură intitulată Nicolae Truță, 1949-2010, retrospectivă. Expoziția reprezintă un omagiu adus artistului Nicolae Truță, dar și un prilej de reconsiderare a unei opere cuprinzătoare, în care pictura își dispută întâietatea. Expoziția itinerantă retrospectivă a Nicolae Truță reunește 39 de lucrări de pictură din cele mai importante serii ale autorului. Instituția noastră este cea care reușește să găzduiască prima expoziție din județul Hunedoara a marelui pictor Nicolae Truță. Din câte ne-am documentat cu toții, un om deosebit, un om complex, un om care a abordat multe forme de artă și atât că reușim și noi să aducem la Deva o mică parte, o frântură din ceea ce înseamnă opera artistului plastic Nicolae Truță. Eu îi mulțumesc din suflet, doamne Truță, pe care am cunoscut-o astăzi, o doamnă excelentă și care, susținută de familie, reușește să ducă mai departe tot ceea ce a lăsat în urmă acest mare artist și ne bucurăm de o expoziție omagială, o expoziție itinerantă, care vine aici la Deva, de la Târgu Jiu și va pleca mai departe la Alba Iulia. Vă mulțumim foarte mult că ați ales să expuneți aici la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Expoziția va rămâne pe parcursul a cel puțin 30 de zile și așteptăm cu drag și cu respect pe toți iubitorii de artă plastică din județul Hunedoara. Cred că reușim să demonstrăm încă o dată că suntem o instituție deschisă către toți artiștii plastici, nu numai cei din județ, dar și cei din România în integralitatea ei. La vernisajul expoziției a participat și soția artistului. Expoziția de față este, sau face parte, mai bine zis, dintr-un proiect amplu, început anul trecut, realizat cu sprijinul primăriei Slatina, care are ca scop cunoașterea operei artistului Nicolae Truță, nu numai în județul Olcii, și în alte județe din țară și poate și în străinătate. Artistul a pictat, a sculptat, a scris poezie, eseuri și tot timpul a fost preocupat de pictură. Pictorul Nicolae Truță s-a manifestat mai degrabă ca un clasic, atât în alegerea temelor, cât și în expresia plastică. Natura și omul sunt cele două teme pe care s-au dezvoltat direcțiile principale ale picturii și graficii lui Nicolae Truță. Un pictor sensibil, cu suflet de poet, dar care și-a strunit permanent trăirile și a știut să aleagă din amalgamul de ispite ale lumii vizibile doar ceea ce i s-a părut a fi esențial și susceptibil de a deveni peren. Expoziția realizată cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în colaborare cu Asociația Culturală Nicolae Truță va putea fi admirată la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva pe parcursul lunii august.